Așa. Da? Ok. Stimați colegi, stimați reprezentanți ai presiei, stimați cetățeni. În primul rând vreau să încep cu ce? Că această conferință de presă a fost deja amânată de două ori și vreau să cer iertare de la reprezentanții presiei pentru asta și într-al doilea rând să explic de ce s-a întâmplat. Eu asta am explicat deja la unele emisiuni, dar vreau să aflați direct, anticipând unele întrebări, că s-au început deja a face și speculații. În primul rând, conferința de presă prima care a fost planificată pentru vineri, eu eram încă în drum, eram încă joi, veneam din România și se planifica această conferință. Până la urmă, mi-asum că a fost poate și din partea mea o scăpare, că atunci când am anunțat această conferință de presă, Cancelarea de Stat, domnul prim-ministru, nu cunoștea încă ce voi vrea și e un subiect ce voi vrea să anunț și e un subiect foarte sensibil și m-a rugat să mai întâi să discutăm, să avem o discuție între noi, ca după asta să înțeleagă ce vom comunica public, pentru că e într-adevăr un subiect sensibil, inclusiv din punct de vedere politic. A doua amânare a fost și mai simplu de explicat. De-abia după ce am anunțat conferința de presă astăzi la ora 11, am aflat că membrii guvernului toți sunt așteptați la ședința festivă a Parlamentului cu ocazia Zilei Constituției și de asta, iarăși, așa cum am explicat și în mesaj, am amânat-o. Ceea ce vreau să spun este că vreau să părinți cu o idee de unde a pornit acest concurs, de ce l-am făcut și ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla mai departe. Pentru că, în general, nu există o obligație juridică de a organiza acest proces de selectare prin concurs. Deci, există o prevedere în statutul Moldova Gaz care presupune că Ministerul de Ramură, în cazul dat ar fi Ministerul Energiei, propune Consiliului de Administrare candidații pentru Consiliul de Observatori, candidații pentru Consiliul de Administrare. Acum, nu există nicio o clarificare și nicio obligație ca acești candidați să fie cumva selectați prin concurs, cel puțin o obligație juridică. Pe de altă parte, noi, în vederea, pe de o parte, a unei mai bune transparențe, pe de altă parte, având în vedere că noi, ca și guvern, ne-am asumat în fața Uniunii Europene, în fața Fondului Monetar Internațional, să creștem, să profesionalizăm și să creștem calitatea funcționării organelor colective, organelor de supraveghere și organelor de administrare a societăților capital de stat, noi am vrut să facem acest concurs, inclusiv după ce a fost făcut un apel public din partea mai multor organizații societății civile, din câte înțeleg eu a fost și Expert Group, a fost Watchdog, a fost IPRE, care au solicitat să organizăm selectarea acestor candidați prin concurs. Repet, nu există obligații, dar există o deschidere, există o intenție de a organiza un proces calitativ, un proces care să dea transparență și încredere publicului că vom selecta cei mai buni candidați. Mai mult ca atât, există, am avut și eu personal intenție, pentru că noi nu avem multe companii în Moldova, la care cumva salariile sunt atât de competitive care să putem atrage cei mai buni oameni. Și Moldova Gaz este una din puținele companii unde salariile sunt foarte decente, foarte competitive și de asta ne putem permite să selectăm dintre cei mai buni. Și uite, noi am vrut să vedem chiar cine sunt acei mai buni, cine sunt, să nu rămânem doar la oamenii care au fost în sector de atâția ani, să vedem dacă putem să găsim
oameni calitativi și în afara celor care lucrează acum la, la Moldova Gaz. Acum, nu neapărat la Moldova Gaz, în general sistemul gazier. Acum, cum s-a desfășurat procesul? Pentru, repet, pentru a selecta candidații pe care îi voi propune ca ministru, s-a organizat un concurs. Acest concurs a avut un regulament, a avut o comisie de selectare sau comisie de concurs, cum se numește? Comisie de concurs. Deci președintele comisiei de concurs a fost Constantin Borosan, care e secretar de stat responsabil de domeniu. În comisia de concurs, la fel, din comisia de concurs a făcut parte Sergiu Tofilat, care, pe de o parte, este reprezentant al societății civile, dar, pe de altă parte, este și membru Consiliului de Observatori a Moldova Gaz, care urmează, cărora noi urmează să înaintăm acești candidați, deci eu îi voi înainta către Consiliul de Observatori și Consiliul de Observatori, unde și Sergiu Tofilat este unul din mulți membri, se va expune și deci va lua decizia fie să aprobe, fie să nu aprobe acești candidați în Consiliul de Administrare. Acum, pe lângă membrii comisiei care, nemijlocit, spunem, au evaluat, au existat trei membri observatori, deci trei observatori a acestui proces. Unul din ei a fost domnul Alexandru Sândulescu, care este consilier de nivel înalt din partea delegației Uniunii Europene. Unul din ei a fost Sergiu Brașoveanu, care e contractat în calitate de expert, contractat de BERD, să ajute ministerul, inclusiv, în primul rând, pe dimensiunea de gaze. Și unul din ei a fost șeful meu de cabinet, Alexandru Morcov. Deci, astea sunt trei persoane care au avut statut de membri observatori. Dacă o să doriți să intrăm pe urmă în detalii, noi o să răspund la întrebări. Procedura a presupus două etape. Deci, au fost mai întâi înaintate CV-urile, au fost mai întâi înaintate evaluate dosarele candidaților. A fost inclusiv extins termenul, pentru că nu toți candidații au depus toate documentele, s-a mai dat termen suplimentar pentru a prezenta documentele lipsă. Toți, până la urmă, cei care au avut de prezentat documentele, le-au prezentat. În a doua etapă au trecut, sau la etapa de interviuri, au fost invitate 33 de persoane. Deci, la prima etapă, deja un scop a acestui concurs, el deja a fost atins. Pentru că noi chiar am vrut să vedem un proces competitiv, noi am vrut să vedem cât mai mulți candidați, noi n-am vrut să fim, eu personal, n-am vrut să fiu limitat la a alege între câțiva candidați deja cumva din sector și mi-am dorit să vedem oameni din cine mai poate aplica. Având 38 aplicanți și 33 selectați, eu consider că deja cel puțin un scop a acestui concurs a fost realizat și veți vedea că inclusiv candidații care au fost preselectați și voi vorbi mai departe despre asta, au fost evaluați și au obținut scoruri destul de înalte. Au obținut scor destul de înalte pentru aceste poziții. Și nu toți candidații care au obținut scorurile înalte au fost din Moldova Gaz. Și asta e foarte bine. Acum, noi, în urma acestui concurs, deci scorul cel mai înalt l-a obținut un, spunem, concetățean de-al nostru, un tânăr, aș spune, din care a lucrat mai mult, el practic nu a lucrat în Republica Moldova, el a lucrat mai mult peste hotare, el a lucrat inclusiv în companii foarte mari internaționale, inclusiv Saudi Aramco, care e una din cele mai mari companii petroliere din lume, companii de stat a Arabiei Saudite. Deci noi avem oameni inclusiv în Republica Moldova care se realizează la acest nivel, inclusiv internațional. Numele dumnealui este Dorin Junghietu. El a obținut un punctaj maxim, nu se minte unde, deci peste 9 din 10. Următorii candidați au fost mai mulți candidați care au obținut niște scoruri foarte apropiate. Respectiv, comisia a propus ministrului, îmi propune mie, să aleg dintr-o listă de 7 candidați, acei 4 pe care trebuie să-i numesc în
Consiliul de Administrare. Eu voi numi pe rând în ordinea, deci scorului obținut, nu știu, n-am aici cifrele scorului, dar ele sunt apropiate. Așa cum am spus, cel mai înalt scor Dorin Junghietu, următorul scor Roman Stavilă, următorul Vadim Ceban, care e acum președintele Consiliului de Administrare a Moldova Gaz, următorul Constantin Vozean, următorul Eduard Calancea, următorul Radu Mandraburcă, care la fel acum lucrează în Moldova Gaz, și următoarea Doina Vozean. Adică noi avem 7 candidați pe care comisia de concurs mi-a propus pentru a selecta din ei cei 4 care să-i desemnez, să-i propun Consiliul de Observatori. Acum, ce urmează mai departe? Și, repet, acest lucru, noi vrem un proces calitativ. Noi vrem ca acești candidați să fie scrutinizați, verificați, inclusiv cu deci contribuția mass media, cu contribuția jurnaliștilor de investigație, etc. Comisia, membrii comisiei de concurs nu sunt nici anchetatori, nici nu lucrează la ANI sau n-au acces la alte instrumente sau la alte informații decât informațiile public disponibile. Deci, respectiv, această selecție s-a făcut. Acum, eu fac un apel la, pe de-o parte, la reprezentanții mass media, la reprezentanții societății civile, la reprezentanții jurnaliștilor, la jurnaliștii de investigație. Aceste 7 CV-uri, 7 nume și 7 CV-uri, noi le vom publica, noi le vom transmite tuturor. Eu îndemn candidații care deci au fost preselectați să rămână deschiși, să răspundă eventualelor întrebări din partea presei, eventualelor întrebări din partea jurnaliștilor de investigații, pentru a avea, spunem, o închipuire mai bună și pentru ca toată societatea să poată, vedea, se poate afla dacă cumva comisia de concurs nu, dacă există careva, nu știu, lucruri care nu se cunosc despre acești candidați, dar care ar trebui cunoscute înainte de a fi luată decizia de desemnare. În această logică, eu nu exclud, apropo, dacă va fi dorință din partea presei, că noi putem să organizăm și un offline, doar că nu toți candidații acum sunt în Moldova, deci eu aș fi gata, dacă cei din presă vor, să organizăm un offline la care să chemăm candidații și voi să-i luați la întrebări chiar în contact direct, de ce nu. Iarăși, mai mult e la, spunem, la discreția colegilor din presă și la discreția voastră. În urma acestor, spunem, acestui proces, inclusiv unui proces de prin care acest candidat să fie scrutinizați de reprezentanții presii, eu voi lua decizia cine din cei 7 va fi propus în calitate de membru, va fi propus Consiliul de Observatori în calitate de membru al Consiliului de Administrare. În principiu, noi timp avem, adică noi mandatul, și aici tot e un moment important, deci atunci când expira mandatul precedenților membri, deoarece noi nu reușeam deja să facem concurs, nu reușeam să selectăm prin concurs candidații. Noi am desemnat doar cât, deci noi am desemnat doar 2 candidați pentru a asigura interimatul, deci pentru a face funcțional Consiliul de Administrare între timp. Ei au mandat pe doar 3 luni. Deci noi, dacă nu greșesc, e sfârșitul lunii septembrie, când membrii Consiliului de Administrare actual își au mandatul. Respectiv, noi mai avem încă luna august, o bucată din luna septembrie, în care putem înainta acești o nouă componență a Consiliului de Administrare și intenția este de a înainta deja un Consiliu de Administrare de plin, toți 4 membri din partea Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, plus vor fi 5 membri în Consiliul de Administrare desemnați de Gazprom. Cam asta este pe scurt
sumarul la ce s-a întâmplat, cum vedem noi ce se va întâmpla mai departe, cum se organizează procesul și mai departe deja sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mersi. Nu, deci în general, repet, tot concursul ăsta și intenția de a face acest concurs vine pur din partea mea, din partea ministerului, din partea mea ca ministru, pentru a da o mai bună transparență și mai bună calitate acestui proces. În general, nu există vreo obligație, teoretic, eu nu vreau să fac acum, să lansez cineva speculații, dar teoretic, chiar dacă comisia selecta, nu știu, 10 membri, teoretic eu ca ministru pot oricum să desemnez pe altcineva. Pot. Doar că eu vreau să mă asigur că avem niște candidați buni și eu am încredere în modul în care a fost organizat lucrul comisiei și eu vreau să aleg dintre cei 7. Acum, din ei, da, 2 vor trebui desemnați președinte, vicepreședinte. Aici nu există o regulă și nu există un concurs, nu există o obligație de-a mea de a merge pe o cale sau altă. Foarte bună întrebare. Mie la fel mi-a trezit cumva, adică am fost sesizat pe parcursul cât a fost acest concurs, că uite, ar putea exista un risc sau cum, de conflict de interes. Eu personal nu văd un conflict de interes, pentru că una din funcțiile de bază a Consiliului de Observatori este desemnarea membrilor în Consiliul de Administrare. Adică faptul că cineva din membrii din Consiliul de Observatori participă la preselectarea unor membri în Consiliul de Administrare, repet, haideți să vă dau un pic de context. Deci, Consiliul de Administrare a Moldova Gaz are 9 membri. Din ei 4 sunt din partea Republicii Moldova, 5 sunt din partea Gazprom. Așa. Consiliul de Observatori a Moldova Gaz are 6 membri, dintre care 2 sunt din partea Republicii Moldova, 4 sunt din partea Gazprom. Acum, dacă cineva mi explică ce fel de consiliu de conflict de interes este în situația în care unul din 6 membri a Consiliului de Observatori, care, conform în virtutea funcției sale, unul din 6, trebuie să desemneze și trebuie să voteze pentru membrii Consiliului de Administrație, toți, nu doar cei 4 selectați din partea Republicii Moldova, dacă el participă la preselectare, în ce constă conflictul lui de interes, având în vedere că el preselectează anume oamenii, participă la preselectare, repet, nu-i proces în care el desemnează sau el selectează doar el. Nu, el face parte dintr-o comisie. În final, cuvântul final îl are ministru, el îmi propune candidaturi, eu îi desemnez, eu după asta în Consiliul de Observatori va trebui să votez. Deci eu nu văd un conflict de interes la domnul Tofilat. Dacă doriți, opinia mea în general este că și noi chiar am încercat să organizăm un concurs foarte calitativ. Deci noi am avut membri în comisia de concurs care s-au autorecuzat pe anumiți candidați, nu pentru că ar fi rude, nu pentru că ar fi cumva, din cauza faptului că ei pur și simplu se cunosc. Din cauza faptului că ei pur și simplu au avut contact în viața precedentă. Și vă dați seama că aici Ministerul Energiei e plin de oameni care au făcut energetică, oameni care au aplicat, sunt tot oameni din sectorul energetic, adică oricum au avut, e natural să existe niște cunoștință și niște contacte între ei și anterior. Și acum, noi am avut persoane care s-au autorecuzat pe un motiv că ei cunosc cineva din candidați de cândva de mai demult. Ceea ce, în esență, după mine, nu există un, cumva, un conflict de interes vădit, un conflict de interes clar. Deci, faptul că îi cunosc,
ok, eu mă cunosc cu, nu știu, eu în cazul dat eu trebuie să mă autorecuz la tot în sectorul ăsta energetic, eu îi cunosc aproape fiecare. Respectiv, personal nu consider că există vreun conflict de interese, mai mult ca atât, noi am încercat, știți cum spunem, să fim mai prudenți decât chiar și prevăd normele juridice pe alte dimensiuni și am încercat să minimizăm orice suspiciune legată de intervenția sau cumva incorectitudinea acestui concurs. Până la urmă, una din funcțiile sau una din, așa cum am spus, până la urmă, una din rolurile de bază sau scopurile de bază pe care îl urmăresc cu acest concurs este anume să demonstrez deschidere, să demonstrez transparență, să demonstrez o credibilitate a acestui proces de selecție. Да. Последнее собрание акционеров показали, что не всегда акционеры в повестке дня соглашаются и утверждают. Нужно ли необходимо количество голосов, чтобы это кандидатура? Да. Смотрите, по процедуре я это сказал, но я повторюсь тогда, наверное, и по-русски. Значит, по процедуре и по уставу сам АО «Молдовагаз» министерство предлагает кандидатуры в административный совет 4 из 9. Они утверждаются, весь административный совет, весь состав административного совета, спасибо, Константин, весь состав административного совета утверждается наблюдательным советом. В наблюдательном совете у молдавской стороны 2, то есть предложенных кандидата молдавской стороной, и 4 предложенных кандидата российской стороны. То есть это внутренние корпоративные процедуры, которые, конечно, никто не может гарантировать. Если я предложу, например, 4 кандидата со стороны молдавской стороны, с молдавской стороны, что их утвердит «Газпром». Но это внутренние, скажем, корпоративные процедуры в рамках «Молдова-Газ». Существует в рамках «Молдова-Газ», внутри «Молдова-Газ» диалог между членами наблюдательного совета. Эти позиции обсуждаются, и это нормально. Соответственно, я не вижу, вот в прошлый раз, когда тоже встал вопрос об истечении мандата членов наблюдательного совета, членов, прошу прощения, административного совета, нашли общий язык и утвердили вот в таком усеченном варианте 7 членов административного совета, чтобы сохранить работоспособность этого органа «Молдова-Газ». Поэтому, да, гарантий никаких нет, но есть внутрикорпоративные процедуры, которыми все занимаются и знают, как это работает. Наша задача – предложить этих кандидатов. Дальше в рамках корпоративных процедур они должны быть утверждены наблюдательным советом. Я очень рассчитываю, что, конечно, их утвердят. Трезешио, так мы решили. Da, existau niște criterii, că eu nu am acum la mine. Constantin, dacă tu poți să te exprimi mai mult aici. Bună ziua! Deci, regulamentul de concurs prevede 4 criterii de evaluare. 5 criterii de evaluare. Inclusiv studii, experiența relevantă, reputația reproșabilă și un element fundamental, care este și parte a setului, dosarului de participare la concurs, conceptul privind viziunea de dezvoltare a întreprinderii în contextul regional actual, în vederea asigurării securității energetice a țării. Fiecare membru a comisiei de concurs a trebuit să evalueze candidatul la fiecare din aceste criterii cu un punctaj de la 1 la 10.
Că da, au existat careva, au existat criterii, au existat deci un punctaj, există deci acele puncte, punctaj, acel punctaj, din păcate nu am acum la fiecare candidat, dar acele punctaje, apropo, ca să vă dați seama, la deci dintre aceștia 7 oameni, 2 câte 2 au punctaj exact la fel, adică au scorul exact la fel. Și de asta și departajarea ca scor fiind relativ mică, s-au propus mai mulți candidați. Recuzare? A, da, când da, cineva din colegi și-au dat. Eu sunt de acord. Deci de asta și vă spun. Deci noi, eu știu, eu am știu de aceste, spunem, informații. Într-adevăr, și pot să mă exprim direct. Deci Sergiu Brașoveanu, care este consultant contractat de BERT pentru a ajuta Ministerul de Energie pe dimensiunea de gaze și care ne-a ajutat foarte mult și anul precedent și anul ăsta. Într-adevăr, a fost coleg de facultate și nu cu unul, dar cu doi din cei care au participat la, cel puțin cu doi, din ce știu eu, care au participat la acest concurs. Dar el e membru observator, el nu a votat, el nu a avut drept de vot, el nu a avut rol formal de evaluare acestor candidați. Mai mult ca un membru a comisiei, lucrător al Ministerului Energiei, la fel a studiat atunci la aceeași facultate. Și atât el s-a recuzat. El și-a luat autorecuz. Deci eu când am spus că oamenii s-au autorecuzat, eu mă refer la faptul că oamenii care pur și simplu îi aveau drept colegi de facultate. Cineva vrea să câți colegi de facultate ați avut? Eu am avut în Torient numai în Torientul nostru vreo 100 de oameni. Adică, dacă noi acum să facem un concurs, nu știu, la relații economice internaționale, eu sigur că acolo să regăsesc o parte din trânși. Deci, pur și simplu, fiind colegi de facultate, el s-a autorecuzat și nu a făcut evaluarea acestor doi candidați. Constantin, din cât știu eu, tot s-au autorecuzat la încă un candidat. Deci noi am avut situații în care, pe motiv că pur și simplu de a minimiza cumva dubiile și credibilitatea, impactul asupra credibilității concursului, oamenii și-au luat recurs. Dar în cazul concret al lui Sergiu Brașoveanu, dumnealui chiar nu a fost în poziția de a evalua candidații, mai ales a cei care au fost cum se cheamă asta? Cu care el a fost coleg de facultate. Dacă mai sunt întrebări? Noi suntem într-o situație, trebuie să recunoaștem, noi suntem într-o situație, nu noi, din slavă Domnului, nu Republica Moldova direct, dar noi suntem afectați de războiul din Ucraina. Deci există o limită de fluxuri comerciale între blocul Moldova și Ucraina, care a fost sincronizat cu sistemul continental european,
Și această limită este de circa 1700 de megawatts. Acum, închipuiți-vă că în Ucraina, Federația Rusă a distrus peste 9000 de megawatts. Deci, sigur că cei din Ucraina duc lipsă și încearcă să utilizeze maxim și importă energie din, de pe unde pot. Și nu doar din România, și din, asta, din Polonia, și din, de pe unde pot. Acum, sigur că în cazul Republicii Moldova, noi importând la fel o parte din volume din România, ne afectează și pe noi, pentru că cât e mai mare cererea, cât e mai mare prețul. Dar noi nu putem să ignorăm inclusiv necesitățile părții ucrainești. Repet, nu Ucraina este vinovată și nu Republica Moldova este vinovată de faptul că în Ucraina au fost distruse toate aceste capacități și acum Ucraina este nevoită să importe. Și noi acum avem ore în care o parte din capacitatea care este din interconexiune, o parte dintre cei 1700 de megawatts sunt alocați pentru Republica Moldova. Și noi, atunci când noi nu utilizăm capacitatea pentru noi, atunci când nu avem nevoie de toată capacitatea asta, noi, practic, permitem celor din Ucraina să o utilizeze ei. Repet, noi suntem în situații să ajutăm vecinul nostru, Ucraina, în condițiile în care el trece printr-un război, un război în unde Federația Rusă a distrus practic toată generarea flexibilă din țara vecină. Așa că să spunem că, în primul rând, ca impact asupra tarifelor ar fi foarte mic, pentru că volumele pe care noi le importăm din România nu sunt atât de mari, în general, ca volum total. Respectiv, diferența de prețuri asta, sigur că cumva va influența, dar noi nu putem evita asta. Noi nu putem să spunem că, uite, haideți să... Deci, ce putem să nu cumpărăm energie? Sau dacă o cumpărăm, cum să o cumpărăm mai ieftin, dacă pe piață este cerere și prețurile la bursă cresc. Dacă asta este tot, atunci eu vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru că ați venit și urmează să informăm și în continuare ce următorii pași. Vom informa, vom plasa public CV-urile pentru ca presa să poată contacta candidații. Vom informa, am inițiat deja informarea candidaților că ei să rămână deschiși și să răspundă în eventualitatea în care presa le va solicita o opinie și deja, iarăși, dacă vedeți rostul, putem să organizăm, nu știu, peste vreo două săptămâni când putem să organizăm vreun offline cu toți candidații ăștia, nu toți în Moldova, trebuie de potrivit încă vreme, așa ca să-i găsim pe toți pe aici. Dar dacă sunteți disponibili, eu cu mare plăcere aș organiza un asemenea offline. Ok? Atunci vă mulțumesc și vă urez tuturor o zi productivă. Și nu vă lăsați pradă zvonisticii. Lucrurile, spunem așa, cea mai mare parte din lucruri au explicații foarte simple.